Ce mai la dreapta, vă rog. Femeia te-a lichidat. Spate, în spate, în spate sau des. Mâine, bună ziua, stimată doamnă prim-ministru, doamnă ministru pentru fonduri europene, stimate domnule Jean-Patrick Marquet, stimați invitați, dragi prieteni. Este un motiv de bucurie încă o dată pentru compania noastră, cea mai mare companie publică de apă și canalizare din România. Deci astăzi trăim încă o bucurie, o dublă bucurie. Inaugurăm oficial cea mai modernă stație de tratare a apei potabile Palace Constanța și vom semna și contractul de finanțare pentru POIM. Deci o dublă bucurie pe care o trăim în prezența onorantă pentru compania noastră, prezența dumneavoastră, a doamnei prim-ministru, a doamnei ministru Rovana Plumb, a domnului primar al municipiului Constanța, a reprezentanților Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Stimați invitați, compania noastră parcurge de mulți ani un drum consecvent
rapid, dinamic de modernizare. Cu schimbări majore care se văd semnificative, care se văd de la an la an. Astăzi marcăm un asemenea moment. Este o stație de tratare a apei potabile care asigură apa pentru municipiul Constanța și orașul Năvodari. Este o apă potabilă, vă rog să mă credeți, este monitorizată prin analize de laborator care se fac din două în două ore. Sute de mii de analize de laborator pe an se fac numai în această incintă. Este o stație care ne dă o apă curată, sănătoasă, cu aceleași calități ca și apa de izvor. Este o contribuție majoră la sănătatea populației, la o viață curată, la o viață civilizată. Este o stație care a fost realizată în programul operațional sectorial de mediu cu o mică fazare în Poim. O stație care este o investiție de peste 24 de milioane, din care o bună parte au fost asigurați prin cofinanțare RAJ. Peste 4 milioane sunt asigurate de către compania de apă. Aș vrea să mulțumesc cu această ocazie doamnei prim-ministru, doamnei ministru și domnului reprezentant al Băncii Europene, domnul Jean-Patrick Marquet, pentru tot sprijinul care ne-a fost dat ca să realizăm acest lucru minunat. Aș vrea să-i mulțumesc în mod deosebit prietenului nostru, prietenul companiei noastre, domnul director general Jean-Patrick Marquet, care de-a lungul anilor cu consecvență ne-a acordat un sprijin extraordinar. Și nu mă refer aici la sprijinul direct, numai la sprijinul direct, la împrumuturile pe care Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare ne le-a asigurat pentru a realiza cofinanțările necesare. Vreau să știți că pe data de 17 septembrie vom mai semna un contract cu BERD-ul care ridică la peste 100 de milioane de euro sprijinul BERD acordat companiei noastre pentru a cofinanța toate aceste investiții cu fonduri europene. Și vreau să-i mulțumesc respectuos prietenului nostru, domnul Jean-Patrick Marquet, care ne-a asigurat și o expertiză, ne-a îndrumat să facem strategii. Am primit multiple consultanțe sub formă de granturi din partea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare cu sprijinul nemijlocit al dumnealui. Discutam aseară cu dânsul și conturam strategia companiei pentru următorii 5 ani. Vă asigur că va fi la fel de dinamică și de frumoasă cum a fost și până acum. Dacă ne referim la Poim, aș vrea să vă spun că este un program care însumează aproximativ 600 de milioane de euro. Astăzi vom semna contractul de finanțare. Însumând programul operațional sectorial de mediu și Poimul, ajungem la cifra de 930 de milioane de euro. Peste un miliard de dolari. Investiții realizate, proiectate și în curs de realizare de către compania noastră. Iată cum o companie publică cu acționariat integral de stat, 34 de consilii locale, reușește să aducă în România peste un miliard de dolari în două programe, numai câțiva ani, în programul operațional sectorial și în programul operațional Poim. Cred că este un motiv de bucurie și poate să ne gândim mai mult când auzim vorbe rele, ponegritoare la adresa acestei companii. Toate aceste eforturi extraordinare sunt și foarte costisitoare. În secolul 21 trebuie să ne conformăm, așa am semnat tratatul de aderare și așa este în lumea civilizată, trebuie să ne conformăm la cerințele de mediu. Compania de apă este o companie care are implicații puternice asupra mediului. Și atunci trebuie să luăm toate măsurile, să tratăm apele uzate, să le epurăm și să le deversăm în mare cu aceeași calitate cu care le-am luat, ca și apa de izvor. Toate acestea înseamnă costuri, dar pe care noi ne străduim să le ținem cât mai jos la un nivel foarte rezonabil. În Poim, dacă ne referim la apa potabilă, vă dau doar 2-3 cifre, o să extindem rețelele de apă cu peste 725 de kilometri.
O să construim încă 48 de stații de tratare, peste 40 de noi surse de apă, nu 40 de foraje, 40 de unități de surse de apă. Vom construi 45 de rezervoare mari uriașe pentru magazinarea apei. Rețeaua de canalizare se va extinde cu aproximativ 600 de kilometri. Vom construi 138 de stații de pompare ape uzate și încă 6 stații de epurare. Suntem compania care exploatăm astăzi 16 stații de epurare ultramoderne. Împreună cu acestea vom avea 22 de stații de epurare, care sunt adevărate uzine, de tratare a apelor uzate, extrem de necesare, obligatorii, și avem competența să le și construim, să le și exploatăm. Aș vrea să subliniez o singură investiție din cadrul programului operațional investiții mari. E vorba de apeductul. Atenție! De zeci de ani s-a făcut o asemenea investiție în România. De apeductul care pleacă de la Megidia, trece pe la Constanța și merge pe tot litoralul. Un apeduct cu o lungime de peste 100 de kilometri și care va asigura apa potabilă pentru tot litoralul, pentru Constanța, pentru tot ceea ce se află pe traseul său. În felul acesta eliminăm orice risc ca în viitor să diminuăm cantitatea de apă care este necesară litoralului, care este necesară Constanței, unităților administrative teritoriale. Este o realizare extraordinară cu care trebuie să ne mândrim. Aș vrea să mulțumesc încă o dată celor prezenți, dumneavoastră, să le mulțumesc celor care au construit această stație de tratare, colegilor mei din Direcția de Dezvoltare, din Direcția Tehnică, domnului director general adjunct Presor Aurel, domnului Preda Ion, domnului Bude Stelian, tuturor, pentru că am reușit împreună să dăruim Constanței această minunată stație de tratare. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, am fost și ușor emoționat, dar momentul acesta de dublă bucurie pentru noi merită marcat și merită prețuit. În continuare, îl rog pe domnul primar al municipiului Constanța să ia cuvântul. Sărbătorile, bună ziua! Stimată doamnă prim-ministru, doamnă ministru, domnule Jean-Patrick Marchez, onorați invitați, este un moment extrem de important pentru viața municipiului Constanța și fac referire nu numai la momentul prezent, ci și la viitorul municipiului Constanța. Astăzi, îmi pare rău că nu avem în spate o fotografie a ceea ce era în urmă cu 2-3 ani de zile aici. Pentru că ați fi văzut, practic, ce a reușit să facă Raja. Raja, pe vremea când a fost preluată ca management de către Felix Troie și echipa sa, era o întreprindere nereformată, provenită din alte vremuri, cu altă tehnologie și preocupată mai mult să existe decât să progreseze. Din acel moment s-au întâmplat lucruri extraordinare. Compania s-a pus pe picioare, a început să opereze la nivelul județului și s-a extins la nivelul mai multor județe, a început să atragă fonduri europene și aici fac o paranteză. Peste $1 miliard, își imaginează cineva cât de mult înseamnă? Imaginați-vă ce ar însemna să înmulțim cu 40 și ceva de județe unde ar fi țara aceasta. Și din acel moment s-au întâmplat lucruri care aparent au legătură cu cifrele, care aparent au legătură cu randamentul unei țări, al unei companii, al unui oraș. În realitate, toate aceste lucruri au legătură cu viața. Pentru că aici este inima companiei. 40% din toate volumele pe care Raja le operează sunt aici. Și vorbim despre sănătate și despre viață. Doamnă prim-ministru, stimați invitați, municipiul Constanța este mândru de compania Raja, este mândru de echipa companiei Raja, de mândru de Felix Troie, de Aurel Presură, de toată echipa minunată, de cei care au lucrat și au transformat această groapă de gunoi în cea mai modernă stație. Iar dovada este următoarea. Eu, primarul municipiului Constanța, împreună cu copiii mei, bem apă de la robinet. Până să văd această stație, trebuie să recunosc ca toată lumea
mergeam la supermarket și îmi cumpăram apă. De când am văzut ce se întâmplă aici, de când am văzut ce tehnologie se folosește, de când am văzut că de profesioniști sunt oamenii care fac analize zi de zi, m-am convins și mi-am convins familia să bem apă de la robinet. Sper ca aceste exemple de mândrie națională să fie promovate corespunzător. Sper ca modelul de succes numit Raja, care presupune participarea mai mare sau mai mică a fiecăruia dintre noi, și sper ca noi, cei ce suntem în jurul companiei, să înțelegem că de multe ori trebuie să nu încurcăm, nu neapărat să ajutăm. Putem învăța și putem replica la scară mai mică sau la scară de ce nu mai mare ceea ce s-a întâmplat aici. Încă o dată afirm cu mândrie că este un moment important pentru viața orașului nostru de astăzi și mai ales de mâine. Vă mulțumesc, domnule Stroie, mulțumesc BERD pentru încredere și pentru că parteneriatul cu Raja s-a replicat la nivelul municipiului Constanța. Mulțumesc Guvernului României, doamnă premier și doamnă ministru Rovana Plumb, și sunt convins că cu asemenea exemple România va deveni ceea ce trebuie să fie. Un partener egal și mândru al Uniunii Europene și al NATO. Mult succes în continuare! Vă mulțumesc, domnule primar! În continuare, îl rog pe domnul director general Jean-Patrick Marquet să ia cuvântul, sublinind încă o dată că la acest aproape un miliard de euro, peste un miliard de dolari, este cofinanțarea companiei care a fost asigurată de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, vă spuneam, peste 100 de milioane de euro. Vă rog, domnule director general. Dear Prime Minister, dear Minister, Mr. Mayor, my dear Felix, dear friends. Stimată doamnă prim-ministru, doamnă ministru, domnule primar, dragul meu Felix, drag auditoriu. People in Constanța are famous for their hospitality. Locuitorii din Constanța sunt renumiți pentru ospitalitatea de care dau dovadă. The first person to say so was the poet Ovid in exile from Rome 2000 years ago. Primul care a spus acest lucru a fost poetul Ovidiu în exilul său acum 2000 de ani. And when I first visited Constanța 10 years ago, I had the exact same feeling. Și acum 10 ani când am vizitat pentru prima dată Constanța, am avut exact același sentiment. But I'm a banker, I'm not a poet. Dar eu sunt bancher, nu poet. And the question I was asking myself is, are these people good partners to work together and to develop great things together? Iar întrebarea pe care mi-o adresam era, sunt aceștia oamenii potriviți, partenerii potriviți pentru a conlucra și a obține rezultatele dorite? And I have not been disappointed. Și nu am fost dezamăgit. The bank has now worked for more than 20 years with Raja. Există o colaborare de peste 20 de ani cu compania Raja. Soon we will sign our fifth loan to the company for altogether 100 million euro since beginning. Curând vom semna al cincilea împrumut cu compania aceasta, totalizând peste 100 de milioane de euro. And we, as EBRD, we have been very impressed by the results achieved here in Constanța. Ca bancă am fost foarte impresionați de rezultatele obținute aici la Constanța. The projects have been implemented in an exemplary way. Proiectele au fost implementate într-o manieră exemplară. The loans have always been paid exactly on time. Împrumuturile au fost întotdeauna rambursate exact la timp. And Raja as a company has also played a very big role across Romania. Iar Raja a jucat un rol extrem de important în România. To support the consolidation of the sector. Pentru a sprijini consolidarea sectorului. And to improve the performance of all water companies across the country. Și a îmbunătăți eficiența tuturor companiilor de apă din țară. And this is not by chance. Și asta nu se datorează norocului. This is the result of a vision at the top. Este rezultatul viziunii conducerii. And of hard work by all the staff in the company. Și a muncii prestate de toți membrii echipei personalului companiei.
So let me thank all of them. Așadar, for that collective achievement. Permiteți-mi să le mulțumesc tuturor pentru această realizare colectivă. And let me tell you that I am very proud to have been part of that story. Și să vă spun că sunt extrem de mândru să fi fost parte din respectiva poveste. And my concluding words will be. Iar cuvintele mele de încheiere vor fi. Raja este compania mea. Raja este compania mea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule director general, și în continuare vă asigur colaborarea noastră va fi exemplar. Vă mulțumesc mult. În continuare, o rog pe doamna ministru Ovana Plumb, doamna ministru pentru fonduri europene, care atât din această poziție cât și din cea de ministru al mediului a sprijinit foarte mult companiile de apă din România în dezvoltare și în absorbția de fonduri europene. Noi nu am fi reușit să facem postul de mediu, să construim poimul, fără sprijinul nemijlocit al doamnei ministru Ovana Plumb. Vă mulțumesc, doamnă ministru, și vă rog respectuos să ne adresați câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, doamnă prim-ministru, domnule director general Bert Jean-Patrick Marquet, domnule primar Decebal Făgădău, domnule director al companiei noastre, a României, Felix Troie, stimat auditoriu, sunt onorată să fiu astăzi în fața dumneavoastră și să vă spun că da, Guvernul Dăncilă continuă investițiile în beneficiul românilor. Practic, stația de tratare apei potabile pe care astăzi am inaugurat-o ca investiție răspunde nevoilor populației de aici, din județul Constanța, dar asigură serviciul de apă potabilă pentru toți turiștii care vin pe litoral. Felicitări companiei Raja, condusă de domnul director general Felix Troie. Mulțumim doamnei prim-ministru pentru sprijinul pe care îl acordă permanent investițiilor în toată România și un mulțumesc special echipei care și-a făcut treaba din Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, domnului Cătălin Gheran, care este aici de față și care coordonează tot acest program imens de 13 miliarde de euro alocate României. Sigur că astăzi vom semna contractul de finanțare care asigură infrastructura de apă potabilă și rețeaua de canalizare pentru 52 de unități administrativ-teritoriale din 6 județe ale României. Deci este un proiect regional. Cele 6 județe pe care le acoperim sunt, începând cu Constanța, Ialomița, Brașov, Ilfov, Dâmbovița și Călăraș. Practic, beneficiarii acestei noi investiții de 600 de milioane de euro sunt peste 700 de mii de locuitori. Nu ne oprim aici cu investițiile. Prin sprijinul doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă și a colegilor și colegelor din guvern, continuăm investițiile cu finanțare europeană din programul Infrastructura Mare, aici, în județul Constanța, și am să vă dau câteva domenii, în primul rând, în domeniul naval. În domeniul naval avem modernizarea ecluzelor Agigea, Ovidiu și Cernavodă. Vom moderniza două galerii de apă ale ecluzelor Ovidiu și Năvodar și trei stații de pompare care protejează împotriva inundațiilor orașele Saligny, Mircea Vodă și Făclia. De asemenea, cu eficiență pentru tranzitarea canalului Dunăre-Marea Neagră cu o valoare de 1,2 miliarde de lei. În domeniul deșeurilor, tot prin acest program cu finanțare europeană, locuitorii județului Constanța, peste 646 de mii,
beneficiază de o infrastructură în domeniul deșeurilor ca investiție printr-un sistem integrat de gestionare a acestora și care în cursul anului 2019 va fi finalizat, în special vor fi puse în funcțiune cele două stații, Novidiu și Tortoman. Și nu ultimul, dar proiectul de care sunt legată în mod special, doamna prim-ministru, este mărirea suprafeței României prin mărirea lungimii plajelor aici, de pe litoralul Mării Negre. Dacă în prima fază a proiectului am reușit să mărim suprafața României cu 44 de hectare, acum suntem pregătiți în luna septembrie, care începe mâine, să semnăm contractul de finanțare pentru o modernizare și o reducere a eroziunii costiere pe o lungime a litoralului de 30,54 de kilometri, de la Năvodari, porțiunea care a mai rămas, și până la 2 mai. Valoarea acestui proiect este de 1 miliard de euro și probabil că în cursul lunii septembrie vom fi din nou împreună pentru a putea semna acest proiect important. Proiectul se află în fază finală de pregătire. Procedura de achiziție publică pentru contractele de lucrări aferente loturilor Mamaia, Tomis, Agigea, Eforie și Stăvilare este estimată a fi finalizată până la sfârșitul anului în curs, Stăvilarele în septembrie, Tomis și Agigea în octombrie și Mamaia și Eforie în decembrie, urmând ca lucrările să demareze în cursul anului 2019. Termenul asumat pentru lansarea celorlalte 6 contracte de lucrări, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Aurora, Venus, Balta Mangalii, Saturn, Mangalia 2 mai, este luna septembrie, așa cum am spus, 2018 și proiectul va fi finalizat până la sfârșitul actualei perioade de programare, până în anul 2023. Vă mulțumesc, vă felicit și cu Dumnezeu înainte, doamna prim-ministru, încă o dată vă mulțumim pentru sprijin. Vă mulțumim, doamna ministru Ovana Plumb. În continuare, adresez rugămintea respectoasă doamnei prim-ministru al României de a lua cuvântul, mulțumind încă o dată cu respect pentru tot ce a făcut în sprijinul companiilor de apă din România și pentru prezența domniei sale aici astăzi. Bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră cu prilejul a două momente importante pentru îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni. Mă refer la stația de tratare a apei potabile Palas, inaugurată astăzi în urma lucrărilor de reabilitare și modernizare. Al doilea eveniment important este legat de semnarea contractului de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, proiect semnat astăzi de către doamna ministru Rovana Plumb și de care, așa cum au spus antevorbitorii mei, vor beneficia cât mai mulți cetățeni. Mă bucur mult că autoritățile locale, societatea Raja, au înțeles importanța investițiilor, au înțeles importanța absorbției fondurilor europene. După cum știți, Guvernul României și-a propus să crească gradul de absorbție al fondurilor europene și să avem cât mai multe investiții în România. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2016, gradul de absorbție al fondurilor europene, procentul de absorbție era de 16%, prin efortul Ministrului Fondurilor Europene, prin efortul autorităților publice locale, în iunie 2018 avem un procent de absorbție al fondurilor europene de 19% și vrem ca până la sfârșitul acestui an
procentul absorbției fondurilor europene să ajungă la 25% față de media Uniunii Europene, care este de 20%. Guvernul vrea să ajute în absorbția fondurilor europene, chiar în ultima ședință de guvern am adoptat un act normativ care permite autorităților publice locale să facă împrumuturi din trezorerie până la 800 de milioane de lei. Banii pot fi folosiți pentru prefinanțări, cofinanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, dar și pentru cheltuieli neeligibile în ceea ce privește infrastructura locală și mă refer la apă, canal, drumuri sau școli. Vreau să felicit încă o dată Raja ESA Constanța, vreau să felicit autoritățile locale pentru aceste investiții și am convingerea că vor urma alte investiții importante pentru municipiul Constanța și pentru județul Constanța. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamnă prim-ministru, și vă asigur că în ceea ce ne privește, cu sprijinul primarului municipiului Constanța, al tuturor autorităților publice locale, noi vom continua acest drum greu, dar îl vom continua ferm, dinamic, cât mai ascendent în anii care urmează. Trecem acum, cu permisiunea dumneavoastră, dragi invitați, la marcarea celui de-al doilea moment, semnarea contractului POIM al companiei noastre, contractul de finanțare, de aproximativ 600 de milioane de euro. Este cel mai mare contract pe care îl semnăm din fonduri europene pentru infrastructura de apă și apă uzată din România. Cel mai mare ca valoare și ca întindă, adică un proiect regional. Toată lumea la trepied, premierul o să vină la declarație. Mergeți pe trepied, pe pozițiile pe care ați fost, premierul vine la declarație. Mergeți acolo la... Aici, de pe litoralul Mării Negre. Dacă în prima fază a proiectului am reușit să mărim suprafața României cu 44 de hectare, acum suntem pregătiți în luna septembrie, care începe mâine, să semnăm contractul de finanțare pentru o modernizare și o reducere a eroziunii costiere pe o lungime a litoralului de 30,54 de kilometri, de la Năvodari, porțiunea care a mai rămas, și până la 2 mai. Valoarea acestui proiect este de 1 miliard de euro și probabil că în cursul lunii septembrie vom fi din nou împreună pentru a putea semna acest proiect important. Proiectul se află în fază finală de pregătire. Procedura de achiziție publică pentru contractele de lucrări aferente loturilor Mamaia, Tomis, Agigea, Eforie și Stăvilare este estimată a fi finalizată până la sfârșitul anului în curs
Stăvilarele în septembrie, Tomis și Agigea în octombrie și Mamaia și Eforie în decembrie, urmând ca lucrările să demareze în cursul anului 2019. Termenul asumat pentru lansarea celorlalte 6 contracte de lucrări, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Aurora, Venus, Balta Mangalii, Saturn, Mangalia 2 mai, este luna septembrie, așa cum am spus, 2018 și proiectul va fi finalizat până la sfârșitul actualei perioade de programare, până în anul 2023. Vă mulțumesc, vă felicit și cu Dumnezeu înainte, doamna prim-ministru, încă o dată vă mulțumim pentru sprijin. Vă mulțumim, doamna ministru Vana Plum. În continuare, adresez rugămintea respectoasă doamnei prim-ministru al României de a lua cuvântul, mulțumind încă o dată cu respect pentru tot ce a făcut în sprijinul companiilor de apă din România și pentru prezența domniei sale aici astăzi. Bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră cu prilejul a două momente importante pentru îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni. Mă refer la stația de tratare a apei potabile Palas, inaugurată astăzi în urma lucrărilor de reabilitare și modernizare. Al doilea eveniment important este legat de semnarea contractului de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, proiect semnat astăzi de către doamna ministru Rovana Plumb și de care, așa cum au spus antevorbitorii mei, vor beneficia cât mai mulți cetățeni. Mă bucur mult că autoritățile locale, societatea Raja, au înțeles importanța investițiilor, au înțeles importanța absorbției fondurilor europene. După cum știți, Guvernul României și-a propus să crească gradul de absorbție al fondurilor europene și să avem cât mai multe investiții în România. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2016, gradul de absorbție al fondurilor europene, procentul de absorbție era de 16%, prin efortul Ministrului Fondurilor Europene, prin efortul autorităților publice locale, în iunie 2018 avem un procent de absorbție al fondurilor europene de 19% și vrem ca până la sfârșitul acestui an, procentul absorbției fondurilor europene să ajungă la 25% față de media Uniunii Europene, care este de 20%. Guvernul vrea să ajute absorbția fondurilor europene. Chiar în ultima ședință de guvern am adoptat un act normativ care permite autorităților publice locale să facă împrumuturi din trezorerie până la 800 de milioane de lei. Banii pot fi folosiți pentru prefinanțări, cofinanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, dar și pentru cheltuieli neeligibile în ceea ce privește infrastructura locală și mă refer la apă, canal, drumuri sau școli. Vreau să felicit încă o dată Raja ESA Constanța, vreau să felicit autoritățile locale pentru aceste investiții și am convingerea că vor urma alte investiții importante pentru municipiul Constanța și pentru județul Constanța. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamnă prim-ministru, și vă asigur că în ceea ce ne privește, cu sprijinul primarului municipiului Constanța, al tuturor autorităților publice locale, noi vom continua acest drum greu, dar îl vom continua ferm, dinamic, cât mai ascendent în anii care urmează. Trecem acum, cu permisiunea dumneavoastră, dragi invitați, la marcarea celui de-al doilea moment, semnarea contractului POIM al companiei noastre, contractul de finanțare, de aproximativ 600 de milioane de euro.
Gata cu mii? Sunteți gata? Nu mai întâmplăm. Să dăm un șer, ca să pot mai să reparte. Este cel mai mare contract pe care îl semnăm din fonduri europene pentru infrastructura de apă și apă uzată din România. Cel mai mare ca valoare și ca întindă, pentru că e un proiect regional. Toată lumea la trepied, premierul o să vină la declarație. Mergeți pe trepied, pe pozițiile pe care ați fost, premierul vine la declarație. Mergeți acolo la microfonul. Nu vă înghesuiți, nu vă înghesuiți, vă rog eu. Adică să ia de unde vrea. Am băgat și microfonul ăla. Nu, nu, uite acum am băgat bărâi. Băi, la mine... E cablul vostru, mă, v-am zis că aveți cablul. Hai! Ia, dacă tine v-am vorbit, v-am vorbit. Ema, dă-te de acolo! Ce cauză? Hei, hei, hei! Colegii! Albastru! Nu trebuie mai în față, nu mai în față. Ai nici mai imperfect. Ema, capul, Ema! Modelul a fost în față de toate. Ema! Du-și în partea noastră! Ema! Pune-o ca lumea pe umorul meu. Ema!
plus. Aceste lucruri se vor discuta la guvern. Nu am avut încă o discuție cu prefectul să nu știu. Avem primit PSD-ul, doamne, primit doamna premier. Nu, mai ales a primit. E o evaluare totală la urmă. Dar aveți sprijinul PSD-ului, doamnă? Bineînțeles că această evaluare se va face în cadrul coaliției. Suntem un guvern politic și este normal ca evaluarea să o facă în cadrul coaliției și să discute cu copreședinții coaliției. Cred că începând de luna aceasta, începem să facem evaluare. Doamna premier, dar eu cred că mai important decât evaluarea este faptul că toate măsurile pe care le-am luat sunt măsuri bune, că respectăm programul de guvernare și cred că acest lucru este observat, chiar dacă văd anumite răutăți în spațiu public și de organizațiile internaționale. Domnul președinte, veți merge la teren și la localitățile lovite de Pesta Porcină? Veți vizita și localitățile lovite de Pesta Porcină? Ema! Este importantă vizita. Dar de ce? De ce trebuie pe cealaltă parte? Că e mai puțin. Pentru a ajuta zonele respective să respectăm ceea ce s-a stabilit la nivel guvernamental și în același timp pentru mine este important să avem rectificarea bugetară pentru a putea despăduri oamenii care au fost afectați de acest lucru. Și pentru că tot ați adus discuție acest subiect, mi-aș dori foarte mult ca un antreprenor să nu mai profităm de necazul unor oameni și să facem din aceste lucruri subiecte de discuție politică. Eu cred că este foarte important, este foarte important să luăm măsurile care se impun. Au fost luate și cred că conferința de presă pe care a susținut un ministru agriculturii cu președintele ANSVSA cu domnul Raed Alapat, au fost explicați tot pașii. Uitați-vă și la țările celelalte, din păcate este un virus care nu are un antidot și nu putem să spunem că eradicăm de mâine peste tot, dacă vom lua toate măsurile pentru că au fost folosite pompoare pentru dezinfectare. Mai jos puțin. Eu nu pot să spun dacă este adevărat sau nu este adevărat. Se pot face foarte multe speculații și tocmai vorbeam că a arăta cu degetul și la face din acest subiect un subiect politic este inoportun. Am avut experți de la Comisia Europeană și în curând vom avea în România comisarul pentru agricultură și dezvoltare. Nu mai. Nu urmăriți. Adi! Thank you.
Mas tá achando...